Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip pentru ziua de marți, 19 ianuarie, pentru fiecare zodie în parte, să vedem cum va fi ziua de marți, 19 ianuarie, pentru fiecare zodie. Vă mulțumesc, înainte de a începe, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru aprecieri, pentru ideile de etalări, de care voi ține cont și le voi publica. Dar să începem cu zodiile. Să începem cu prima zodie, cu Berbec. Berbecul, pe data de 19, posibil să fie dezamăgit în legătură cu o persoană mai mare decât el. O persoană care poate să poate avea, se poate întâmpla să aibă o discuție, poate cu unul din părinți, cu unul din frați, cu un prieten, alături de care poate a stabilit ceva, au stabilit să facă ceva împreună și această persoană spune: a, nu mai fac, nu mai vreau, nu mai... Deci este o dezamăgire pentru cei din zodia Berbec pe marți, 19 ianuarie. Probabil să fie vorba, poate s-au gândit să facă un proiect împreună, poate s-au gândit să facă o afacere împreună, poate s-au gândit să facă niște pași în plus în relație, nu știu, ceva de acest gen, dar ideea este că marți, cei din zodia Berbec vor fi dezamăgiți sau poate că cer ajutorul unei astfel de persoane într-o anumită privință, iar această persoană refuză să le ofere ajutor. Pentru Taur, cei din zodia Taur, probabil că aveți de-a face cu o persoană mai credincioasă sau sunteți voi, aveți de-a face probabil cu o persoană din zodia Săgetător, dar nu neapărat. Probabil vă gândiți să îi faceți mesaj persoanei respective și să-i explicați în câteva cuvinte despre voi, despre ceea ce vreți voi. Poate că vă doriți un început cu persoana respectivă, poate ați cunoscut persoana respectivă de curând și vă gândiți de ce nu să vă dați o șansă, mai ales că persoana la care voi vă gândiți probabil este o persoană stabilă financiar, iar vă plac astfel de persoane. Nu că voi nu ați fi, dar dacă ar fi să alegeți între persoanele cu mai mult sau mai puțin bani în buzunar, vă doriți o persoană care să aibă stabilitate financiară. Dar este de bun augur, iar dacă vă gândiți să-i faceți mesaj acelei persoane, faceți chiar foarte, foarte bine. Indiferent dacă vorbim despre o relație de cuplu sau orice alt tip de relație, de muncă, de ce vreți voi. Pentru Gemeni, voi așteptați o oarecare ofertă sau vă gândiți să faceți o oarecare ofertă unei persoane. Depinde acum de cine a fost de vină în situația respectivă. Dacă sunteți voi cei care așteptați scuze sau ofertă, o anumită ofertă de un anumit tip din partea unei persoane, această ofertă sau scuzele de rigoare vin destul de greu. Va veni această persoană cu aceste scuze, dar mai încet. Dacă v-ați despărțit de mult timp de această persoană, această persoană posibil acum să vină cu scuzele de rigoare, dar asta nu înseamnă că relația voastră reintră pe un ritm foarte, foarte bun, indiferent dacă este vorba de muncă sau de relații personale. Da? Pentru Rac, văd că și la voi e vorba de colaborare, comunicare. Vă gândiți să faceți probabil o petrecere, o întâlnire de familie, ceva cu foarte multe persoane
sau mergeți într-un loc unde sunt foarte multe persoane și acolo aveți o foarte bună comunicare cu persoanele respective. Posibil acolo să fie și o persoană din zodia Balanță, o persoană care o să vă propună ceva, ceva nou, ceva bun, ceva frumos și probabil vă veți schimba direcția, vă veți schimba ideile, veți vedea totul cu alți ochi. Poate că până acum ați lucrat la o anumită firmă și să zicem, această persoană vine și vă spune, hai să facem ceva împreună. Sau poate să fie vorba despre o persoană care știe că sunteți singur-singură și să vă propună, hai să încercăm să formăm un cuplu, o relație și așa mai departe. Dar e lucruri de bun augur, indiferent despre ce este vorba. Pentru Leu, aici există o persoană cu diferență de vârstă foarte mare, dar posibil să fie zodie cornută, posibil să fie o persoană, orică dacă nu e cornută, posibil să fie scorpion. Această persoană este o persoană cu bune intenții, o persoană care vine în viața voastră cu stabilitate, o persoană care vă face propuneri bune. Chiar dacă uneori această persoană pare rece, pare dură, dacă e vorba despre un loc de muncă, e posibil să fie un șef sau o șefă care până acum poate s-a purtat cu voi mai dur, mai rece, dar acum vine și vă face o propunere, orică de mărire de salariu, orică vă dă o zi în plus liberă, ori, dar e ceva de bun augur. E ceva foarte, foarte bun pentru voi. Pentru cei din zodia Fecioară, cei din zodia Fecioară, atenție că e posibil să vă certați cu o femeie roșcată, o femeie posibil să aibă ochii albaștri sau verzi, dar nu neapărat. Posibil ca voi să fiți cea de-a treia persoană sau să existe tocmai această femeie a treia persoană sau cumva să optați amândouă pentru același loc de muncă. Ori vă bateți pentru același bărbat, ori vă bateți pentru același loc de muncă, ceva de acest gen. E clar că simțiți că vă fuge pământul de sub picioare, vă gândiți să lăsați totul în urmă, dar există această confruntare dintre voi. Dar dacă este vorba despre confruntarea pentru un bărbat, voi vă puteți păstra familia, dacă voi sunteți soția sau indiferent în ce situație, dacă aveți o familie, vă puteți păstra familia unită, chiar dacă există această confruntare cu această femeie. Balanță. Voi vă doriți să reluați ceva, doriți, simțiți că aveți o anumită legătură cu o anumită persoană din trecut, probabil persoana respectivă este la distanță de voi, vă gândiți probabil să reluați legătura cu persoana respectivă și dacă vă gândiți să reluați legătura cu persoana respectivă, chiar dacă poate la început persoana respectivă vă refuză, dar în timp lucrurile se așează și totul poate fi benefic pentru voi. Deci, dacă pe data de 19 ianuarie începeți să faceți demersurile pentru a lua legătura cu persoana la care vă gândiți, faceți bine. Chiar dacă nu în toate cazurile răspunsul este afirmativ din prima situație. Pentru Scorpion, voi aveți foarte multe oferte, dar fiți atenți că nu toate ofertele sunt benefice pentru voi. Dacă cumva trebuie să semnați un contract pe data de 19 ianuarie, citiți bine contractul, deoarece are anumite clauze care nu sunt bune pentru voi. Și din acest motiv este mai bine să citiți de 10 ori dacă este cazul, decât să după ce semnați să vă dați seama că
v-ați grăbit. Da? Pentru săgetător, la săgetător vine o ofertă, vine o schimbare de situație, vine, e posibil să se întâmple ceva de pe o zi pe alta, adică astăzi să primiți oferta, mâine deja să o și puneți în practică. Sau să vă sune cineva să zice, hai să facem un proiect împreună, dar deja a doua zi trebuie să și începeți proiectul. S-ar putea să fie o relocare, o schimbare de casă, o schimbare de servici, schimbare de persoane. E ceva, o transformare prin care trebuie să treceți. Pentru Capricorn. Capricornii își doresc găsirea unui loc de muncă mai bun, mai bine plătit sau un nou loc de muncă, pentru că au fost destul de dezamăgiți. Își doresc să părăsească poate un loc de muncă sau o anumită situație, însă în acest moment nu au suficient curaj, chiar dacă sunt conștienți că au oferta în mână și pot să își schimbe viața. Pentru Vărsător, cei din Zodia Vărsător au un nou început într-o anumită situație. Dacă cumva sunteți persoane din Zodia Vărsător care trebuie să mergeți la niște analize, inclusiv chiar și la o operație, mergeți cu încredere, indiferent unde aveți de mers și ce aveți de rezolvat, pentru că totul va fi bine, va fi în favoarea voastră și va fi cu noroc, chiar dacă voi nu credeți că totul se poate rezolva, dar este un nou început în viața voastră. Mult, mult, foarte benefic și cu foarte mult noroc. Iar pentru cei din Zodia Pești, e posibil să participe la un proces, la o discuție, în urma căreia probabil va trebui să părăsească locul respectiv. Va regreta destul de mult acest lucru, pentru că la locul respectiv v-ați simțit destul de confortabil, v-ați simțit destul de bine, însă nu vreți să vedeți opțiunile pe care le aveți pe mai departe, pentru că voi aveți niște opțiuni foarte, foarte bune. Știți cum se spune, atunci când cineva îți dă un șut în fund, este un pas înainte. Singura problemă este că voi în momentul respectiv nu o să vreți să vedeți pasul pe care îl aveți de făcut înainte și pasul care este foarte, foarte benefic pentru voi. O să-l vedeți la un moment dat și chiar vă veți da seama că este mult mai bine acolo unde faceți următorul pas decât acolo unde sunteți în această situație. Bun. Cam atât am avut de spus și pentru ziua de 19 ianuarie. Sper că au fost informații utile, informații care vă fac cumva să știți să gestionați lucrurile. O să vă rog să lăsați în continuare comentarii dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut acest videoclip, comentarii cu idei de etalări și chiar să dați un like. Vă mulțumesc! La revedere!